Bine v-am găsit la o lecție de biologie cu titlul sugestiv. După cum observați în această imagine animată, această lecție este dedicată celor de clasa A6, -a, cu care o să vorbim și o să studiem astăzi câteva noțiuni legate de Excreția la animale. Excreția se realizează prin intermediul unui ansamblu de organe și structuri specifice, utilizat pentru filtrarea sângelui și eliminarea substanțelor în exces sau nefolositoare din organism. Toate acestea, formând sistemul excretor. Excreția realizându-se atât în regnul animal, la animale, cât și în regnul vegetal, la plante. Excreția la om o să studiem în cele ce urmează. Cred că imaginea prezentată este sugestivă. Și vă dați seama care este produsul final al excreției, și anume urina. Vreau să vă spun, înainte de a începe această lecție, că sistemul excretor, deși are puține organe în componențe, îl studiem la sfârșitul clasei a șasea, după sisteme vaste și importante. Cum sunt sistemul circulator, sistemul respirator, sistemul digestiv. Sistem care poate părea nu atât de complicat, nu atât de complex, dar vreau să vă spun că, dacă sistemul excretor al omului nu funcționează, se blochează în timp de 48 de ore, ne luăm la revedere de la viață. Facem bye-bye. Să ne întoarcem la lecția noastră. În urma proceselor de la nivel celular, <coughs> rezultă energie, substanțe necesare organismului, dar și produși care, prin acumulare, pot fi toxici pentru organism. Eliminarea acestor substanțe se realizează la nivelul sistemului excretor. Observați în imaginea din dreapta tineri copii care au activitate intensă cu consum de energie. În imagine din stânga o parte din celulele lor care consumă și ale energie și ca orice consum trebuie să se soldeze cu reziduri. Reziduri care știți voi Pot fi eliminate prin respirație, o parte, prin piele, adică prin transpirație, și cea mai mare parte, cu ajutorul sistemului excretor prin urină. Alcătuirea generală sau anatomia sistemului excretor la om. Sistemul excretor la om este situat dispus. În cavitatea abdominală, în zona burții, sub diafragmă, sub mușchiul diafragmă, care separă cavitatea toracică de cavitatea abdominală, de o parte și de alta a coloanei vertebrale, este alcătuit din doi rinichi și din căile urinare. Două uretere le observăm aici o vezică urinară și o uretră, mai lungă sau mai scurtă. Depinde de genul masculin sau feminin. Observăm încă o dată cei doi rinichi, ureterele, vezica urinară și uretra. Să le luăm pe rând, să vedem câteva lucruri despre fiecare în parte. Rinichii, la om, au forma unui bob de fasole, observăm în imaginea din dreapta, au culoare roșie ca fenie și o lungime de aproximativ 12 cm. Da? Observăm aici și aici. În partea concavă a rinichiului, în zona hilului, Aici este hilul. Observăm. Se observă o arteră renală, cea de culoare roșie, desprinsă din aortă și care pătrunde în rinichi. O venă renală care iese din rinichi și se varsă în vena cavă inferioară. Aici, în zona asta vena cavă inferioară care colectează sângele din partea de jos a organismului uman, sânge neoxigenat, și îl transportă în partea dreaptă a inimii, unde se întâlnește cu sângele neoxigenat venit din partea superioară a corpului, de la nivelul capului și de la nivelul brațelor. Așa, pe lângă vena renală, mai avem ureterul, observați aici, la capătul căruia se află pelvisul renal. Această pâlnie mare care colectează urina de la nivelul rinicului. Dacă secționăm longitudinal un rinic, observăm o capsulă fibroasă și... Țesutul renal diferențiat în capsula fibroasă este acea pieliță situată la suprafața renichiului, aici unde vă indic, în realitate este mult mai groasă, o pieliță mult mai groasă. iar la interior avem țesutul renal. Da? cu zonele. Zona corticală de culoare mai deschisă, putem spune că formează scoarța. Observăm aici cortexul așezată înspre exterior. O zonă medulară de culoare roșie mai închisă, situată înspre interior, care conține circa 7 până la 10 piramide. Observați acestea sunt unde indic eu cu mouse piramide renale orientate cu vârful înspre hil. Pelvisul renal, o cavitate, un gol, în formă de pilnie, vi l-am deschis un pic și mai devreme, a cărui pereți se îngustează și se continuă cu ureterul la fiecare rinichi în parte. Studiul microscopic al rinichiului ne arată că acesta este format din numeroase tubușoare, dacă le putem așa, numite nefroni. Observați aici un ansamblu numit nefron și aici un ansamblu numit nefron. Nefronul are la capăt, în imaginea din dreapta sus, observăm, o capsulă în care se adepose, adepostește un gem de capilare numit glomerul. Aici. Și aici în această imagine. Capsula se continuă cu un tub lung, subțire și răsucit. Observăm în această imagine în dreapta sus. Tub urinifer înconjurat de capilare. De vase subțire de sânge. Subțit de sânge. Acesta se deschide într-un tub colector. La nivelul acesta. Tuburile colectoare se unesc. Și se deschid prin orificii mici. La nivelul acesta. Le indic eu cu mouse în pelvisul renal, unde elimină urina primită de la mai mulți nefroni. Fiecare rinic în parte conține aproximativ un milion de nefroni. Putem spune că avem statistic 2 milioane de nefroni. De menționat că un rinic poate funcționa cu cel puțin poate funcționa normal, cu cel puțin 700 de mii de nefroni. Nefronul reprezintă, în concluzie, unitatea structurală și funcțională a rinichiului. <coughs> Să vorbim puțin despre căile urinare, amintite mai devreme. Căile urinare, după cum am spus, sunt pelvisul renal, această pâlnie care conectează ri, urina de la nivelul rinichiului, ureterul drept și stâng, lung de aproximativ 30 de centimetri, care se deschide în vezica urinară. Vezica urinară, cu capacitatea de aproximativ 3-400 de centimetri cubi în volum, în care se strânge urina înainte de a fi evacuată prin uretră. Peretele musculos, observăm în imaginea din stânga jos, al vezicii urinare, este foarte extensibil. Vezica se află, după cum observați în imaginea stângă și dreaptă, atât la bărbat cât și la femeie în partea inferioară a cavității abdominale, în bazin, iar la locul de trecere în uretră, uneva în zona aceasta, prezintă două sfintere: doi robineți. Uretra, aici în cazul femeii și aici în cazul bărbatului, mai lungă la bărbat, este segmentul terminal al căilor excretoare. Dacă totul este bine și frumos, dacă sistemul urinar funcționează OK, atunci, la finalul zilei, sau de fiecare dată când mergeți la baie, ca să scăpați de o cantitate mai mare sau mai mică de urină o să aveți o așa, o față mulțumită. Și știți că nu vorbesc minuni. Legat de fiziologia sistemului excretor la om, putem spune că rinichiul este un organ bogat vascularizat, foarte bine reprezentat în vase de sânge, sânge care intră în rinichi, după cum am mai spus, prin artera renală, Sânge care conține substanțe toxice rezultate în urma oxidărilor din celule, și anume substanțe toxice numite ureie și acid uric. Acest sânge este adus în glomerulii aflați în capsula nefronilor. Formarea urinei, cea de culoare galbenă care o vedem aici în imaginea din dreapta, are la bază un mecanism complex care se realizează printr-un ansamblu de patru procese, spuneu, în unele călți sunt doar trei amintite, și anume procesul de filtrare, procesul de reabsorție, secreție și excreție. Aceste procese au loc la nivelul unor componente diferite ale nefronului. Avem în imagine o schiță a nefronului. Primul proces, și anume filtrarea. În acest caz, sângele adus de artera renală la nivelul nefronilor este filtrat. Prin pereții subțiri ai acestora în capsula nefronilor, la nivelul acesta, care indic eu cu mouse Nu pot trece globulele, nici cele albe, nici cele roșii, și nici proteinele, datorită dimensiunilor mari. Și bine fac. Astfel are loc procesul de filtrare și de formare a urinei primare aproximativ 180 de litri în 24 de ore. O să ziceți, vai doamne, dar nu se poate, niciodată n-am eliminat atâta urină. Bineînțeles că nu ați eliminat și o să vedeți de ce. Astfel are loc procesul de filtrare și de formare a urinei primare. La un organism sănătos, proteinele și hematiile, după cum am mai spus, nu trec prin peretele capsulei. Avem în imaginea din dreapta un detaliu mărit al peretelui capsulei. Observați, aceste ale mici prin care trece doar apa, limfa și alte substanțe afrate în soluția respectivă. Pasul al doilea, etapa a doua, reabsorpția, urina primară, secreta, produsă mai devreme, conține însă multe substanțe utile, în cei 180 de litri, care, ajunse în prima porțiune a tubului urinifer, undeva în zona aceasta, da? o parte din aceste substanțe utile, apă, glucoză și săruri minerale, trec din nou în sânge, traversând pereții capilarelor în urma acestui proces numit reabsorție. Deci pasul 2 o reprezintă reabsorția. Reabsorția în sânge a... Lichidelor vitale și a substanțelor utile pentru organism. Pasul 3, al treilea proces, îl reprezintă secreția. Tot de-a lungul tubului urinifer sunt adăugate, prin secreție, proces opus celui de reabsorție, alte substanțe toxice, cum ar fi amoniacul, pentru a fi eliminată. Datorită amoniacului, Urina are mirosul pe care îl știți atât de bine și pe care îl simțiți atunci când mergeți la toaletă să urinați. Al patrulea pas, a patra etapă în procesul de formare a urinii este procesul de excreție. Rezultând astfel urina finală, în cantitate de aproximativ 1,5 litri în 24 de ore. Se formează această cantitate de urină cu condiția să consumăm exact cum spun reclamele și indicația medicului pe TV și pe programele de radio cel puțin 2 litri de lichide pe zi. Cel puțin. Nu uitați acest lucru! Urina finală produsul realizat în urma procesului de excreție, observăm în imaginea din stânga jos, este un lichid gălbui, transparent, ușor sărat, cu o reacție ușor acidă, în compoziția căruia găsim ca principale componente apă peste 90%, ureie, acid uric și săruri minerale. Observați în imaginea din dreapta Urină colorată diferit. Da? Cea de culoare galbenă, urina normală, urină un pic mai închisă la culoare, un galben mai închis în zona aceasta, urină mai închisă undeva de un cafeniu în această zonă și urină roșie. În primele trei cazuri avem aici urină normală, aici urină. La o persoană parțial deshidratată, care nu consumă rinic, ă, apă, și rinichiul produce o, o urină condensată, aici avem o urină foarte închisă la culoare, care conține multe substanțe toxice, mai condensată, iar în zona din dreapta, o să vedeți când o să studiem igiena sistemului excretor, că este vorba de o afecțiune a rinichiului, prin care globulele roșii trec în urină. Ceea ce nu este bine. Acest lichid, adică urina, trece în tuburile colectoare, adică în zona asta, apoi în pelvisul renal sau în bazinet, continuându-și drumul spre vezica urinară. Observați în imaginea din stânga. Pe măsură ce urina se acumulează în vezică, Pereții acestuia acesteia se extind și capacitatea ei crește. Capacitatea noastră de a merge mai des sau mai rar la baie depinde de capacitatea vezicii noastre de a se extinde, de elasticitatea ei. Elasticitate care este de diferită de la individ la individ, dar și de capacitatea celor două robinete de a rezista presiunii maxime atunci când urina se află aproape la capacitate totală în vezica urinară. Când vezica se umflă, perechii ei musculoși se contractă, adică se strâng, și sfinterele sau cele două robinete se deschid. Sfinterul intern, observați în această zonă, în imaginea din dreapta, se deschide în mod automat, involuntar, de voința noastră, când se umple vezica, dar cel extern, observăm aici, în zona aceasta, se deschide doar voluntar, în mod conștient, sub acțiunea scoarței cerebrale, care știți voi este o, sau o a, să aflați anul viitor, este o componentă a creierului, și urina este împinsă în uretră. Și apoi eliminată în mediul extern. Eliminarea urinei se numește micțiune. Observăm un copil în imaginea din stânga jos care tocmai micționează. Sângele curățat de substanțele toxice iese în final din rinichi prin vena renală se varsă în vena cavă inferioară și își începe ascensiunea înspre partea dreaptă a inimii pentru a fi oxigenat și repus în circulație. Putem spune că rolul rinichiului, după cum am mai amintit, este de eliminarea substanțelor toxice, ureie, acid uric și alte săruri minerale, pe care le consumăm în exces, prin urină, în cantitate de aproximativ 1,5 litri pe zi, aceasta se întâmplă în cazul în care suntem hidratați perfect. În concluzie, la concluzie, spunem că rinichii foarte veseli și sănătoși, cei care îi vedem în imaginea din dreapta și din stânga, mențin constantă compo compoziția mediului intern, adică a sângelui, a linfei și a lichidului interstițial intercelular. Dacă linichii funcționează corespunzător, observăm că avem o inimă veselă și care își face treaba cu ușurință și în mod corespunzător. Putem spune că funcționarea motorului inima noastră putem să o asemănăm cu un motor, depinde de calitatea combustibilului oferit. În cazul nostru, de sângele pus la dispoziție. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă las să micționați, adică să priviți aceste statui cum micționează în liniște și pace. Noi o să ne întâlnim într-o lecție viitoare intitulată Ingiena sistemului excretor. La revedere!